Mâncarea de la fast food este atrăgătoare prin aspect, culoare, aromă și gust, doar că toate acestea se obțin cu ajutorul chimicalelor, care în plus prelungesc și viața acestor alimente. Riscurile la care suntem expuși consumând zi de zi aceste preparate nesănătoase, sărace în nutrienții necesari organismului, dar și bogate în grăsimi, conduc la boli grave, precum obezitatea, problemele dentare, diabet, tensiune arterială, dar și alte complicații. Sănătatea noastră depinde în primul rând de ceea ce mâncăm în fiecare zi, dar câți oameni mai țin cont de acest lucru? Meniurile fast food au devenit consumate la ordinea zilei, afectând psihic cât și fizic corpul uman. Păi hai să vedem ce este hamburgerul. Este o inginerie a alimentației, pentru că el din mod natural nu a apărut. Dacă ne uităm la un hamburger, e ceva care, din punct de vedere olfactiv, arată bine și dacă arată bine, automat și papilele gustative încep să-ți dea o senzație aceasta de lăsat o apă în gură. Este o mâncare ieftină, în primul rând, dar într-un conținut scăzut de calorii, de nutrienți, de proteine, dar în schimb conține foarte multe calorii, zahăr și sare. De ce spun că este ieftină? E ușor de preparat. Luăm repede câteva, o bucățică mică de carne, indiferent cu ce este făcută, că nu e numai carne, carne, ai văzut că sunt și grăsimi în ea, și începem să punem diverse sosuri, diverse zaharuri, îndulcituri din ăștia care, într-adevăr, îți dau senzația de satietate. Unul dintre cele mai evidente dezavantaje este obezitatea. Produsele de tip fast food conțin extrem de multe calorii și oferă la o singură masă tot numărul de calorii necesar pentru întreaga zi. Acest aspect nu este atât de evident în țara noastră, deoarece acest tip de restaurant nu este de prea mulți ani înregistrat pe piață, iar cazurile de obezitate extremă încă nu au apărut, ori sunt prea puține pentru a speria populația. Un hamburger mediu, așa, conține în jur de 500 și ceva de calorii. Dacă lângă acest hamburger mai punem și o porție de cartofi în ulei și o cola, vedem că ajungem la o bombă calorică, la 1000 și ceva de calorii. Dacă într-un kilometru tu arzi, să zicem 80, pune 100 de calorii, câți kilometri trebuie să mergi pe zi ca să arzi acel hamburger pe care tu l-ai mâncat. Deci, dar și aici, ca să-l arzi, îl poți arde, bineînțeles. Ideea este că ce fel de antrenamente faci. V-am spus, diferă, fie că alergi sau fie că îl faci cu greutăți. S-a demonstrat ea științific că antrenamentele cu greutăți te ajută să arzi mult mai multe calorii decât cel atunci când vin mulți majoritatea, ai vreau să fac pe bandă sau pe bicicletă. Deci diferă și antrenamentele pe care le faci, diferă și exercițiile pe care le faci. Imaginea atrăgătoare a produselor este de cele mai multe ori una falsă. Haideți să facem așa fel încât să ne ferim să mâncăm astfel de mâncare, astfel de hamburgeri, pentru că sunt nesănătoase și aici începe să apară tot felul de probleme, începând de la rinichi, diabet, probleme cardiovasculare și de multe ori și probleme cu sănătatea în general, dar ajung la depresie. Pentru că eu am observat tineri care, să spun sincer, dacă ei nu mănâncă pe zi sau nu merg pe zi la un Mac, încep să aibă depresie, încep să turbeze. Vai, dar nu am mâncat, mi-e foame, trebuie să mănânc ceva. Iar exemplu pleacă din familie. Vrei să schimbi ceva la tine, vrei să schimbi ceva la copilul tău, trebuie să schimbi primul la tine. Încearcă să alungi tot ce ai în casă și hai să mâncăm sănătos. E puțin mai scump. V-am spus, mâncărurile acestea nesănătoase sunt ieftine, dar gândiți-vă pe termen lung ce probleme ai. Aud pe toți că vreau să am copilul deștept, vreau să-l am cu tare și dau să mănânce și nu mă uit la mâncare, dar în schimb sunt foarte atent la meditații, sunt foarte atent la ce telefon îi iau, sunt atent la lucruri neesențiale. Dar dacă îl pui să urce până la etajul 2, săracul de el îi crapă inima că începe să respire greu. Deci ăstea ar trebui să fie prima dată problemele. Le-ai rezolvat pe acestea cu sănătatea, atunci și mintea și creierul îți gândește altcumva. Legumele din sandvișuri au ca scop de a înlătura ideea că mâncarea fast food conține doar alimente nesănătoase. În realitate, sunt frumoase. În exterior, însă, pentru a-și păstra calitățile estetice și pentru a avea o durată mai mare de viață, legumele sunt tratate cu diferite substanțe ce afectează corpul uman. Până și în aluatul folosit se adaugă coloranți și aditivi pentru a-l face mai atrăgător pentru consumatori.